ai o adevărată colecție, nu doar de costume, ci și de pantofi. Ce se întâmplă când îi strici așa, vreodată la vreun eveniment? La Cătălina, costumele care nu când le stric, care nu le mai pot, nu că le port odată. Le aduc în depozitul de aici, de la magazin, și Cătălina mă întreabă, le mai port spara sau le vindem? Le vindem. Glumesc. Nu, glumesc. Am foarte multe produse. La mine ce e rău este că nu mă pot îmbrăca mai mult de 2 ori cu un produs, pentru că lumea mi-a spune, iară ți-ai pus costumul? Și eu l-am pus 2 ori. E adevărat că am fixații pe anumite sacouri și costume care îmi plac și le port de mai multe ori, dar da, pot să trăiesc încă 100 de ani de aici încolo, să-mi schimb în fiecare zi costumul. Cum te simți acum? Știu că ai un program încărcat, ești bine, totul ok? Sunt ok cu sănătatea, sunt pe grabă, pentru că numai în câteva ore trebuie să plec la festivalul de film de la Veneția, unde am șansa să deschid acest festival cu prilejul balului Prințului Albert de Monaco de la Veneția. De acolo mă întorc în țară la un eveniment la Arad, apoi la săptămâna modei la New York, de la New York la săptămâna modei la Paris, și apoi voi face un mare show, așa cum am făcut anul trecut la Acropole, anul ăsta un alt show tot în Atena, în Grecia. Nici o restricție să ai grijă la oboseală? Ei, ba da, sunt, dar ce toate trebuie să respectăm acum ce spune doctorul. Cu cine pleci la Veneția? Dacă pleci singur sau însoțit? Absolut singur. Colecția a plecat singur, dar am acolo foarte mulți oameni din stafful organizatoare, care este o minunată, Grace, pe care o iubesc, și m-a ajutat. Da, plec singur. Știu că toată lumea îmi întreabă, pleci la Veneția? N-am timp nici să dorm, nici să, deși stau într-un hotel super, stau în San Regi. Nu știu dacă, poate mă întâlnesc cu Carla Bruni. Anul trecut am avut șansa să ne bem cafeaua și să, chiar s-au făcut tot felul de paparațel pe acolo, între mine și Carla Bruni, dar o cunoșteam înainte că e modelină. 3 tipologii de femei care ar putea să țină de urât, așa, pentru că te-a întrebat cineva mai devreme de o, dacă ai o iubită, și ai zis, ce, Ilinca Vandić? Nu, n-am zis că Ilinca Vandić, Doamne, nu, am zis, a dat ceva din casă Ilinca Vandić, dar mă gândeam că n-a avut, am fost la podcast la ea și mă gândeam, când a avut timp, că ieri am fost la podcast. Și m-a întrebat dacă sunt îndrăgostit și am zis, da. Și m-a întrebat dacă aș pleca, unde aș pleca, i-am spus unde aș pleca, nu vă spun că vă uitați pe podcast. Da, sunt, dar n-am timp. 3 tipologii de femei. Să știi că nu contează foarte mult ambalajul, este pentru că este perisabil. Că contează foarte mult să aibă simțul umorului, să fie o tipă care să-i placă, să călătoască, să... Îmi place să fac pe ghidul în momentul în care merg cu o femeie, pentru că am văzut toată lumea asta. Și în momentul în care merg cu o femeie, cu o puștoaică, aș fi ipocrit să spun că știi, unii spun, ia-ți una de seama ta să vezi ce bine te înțelegi, că man, hai că n-aș putea. Dar mă rog, să merg seară pe unde am fost, dar e foarte greu, pentru că astfel de femei se plictisez repede. Dacă le duci în insule după 2 zile de plajă, s-au ars prea tare și parcă vor în altă parte. Dacă le duci în altă parte, întreabă, mai vedem mult, că nu mai vreau la muzeul ăla. Știu un mall drăguț, sau am auzit eu pe prietena mea care tocmai a postat pe Instagram o poșetă, vreau să o văd și eu. Anyway, deci să nu mă, oricum investești în femeie, pentru că este imaginea și cartea de vizită. Dar lasă-mă pe mine să o fac. Deci, repet, o femeie care să, nu neapărat să-mi fie cheltuitoare, că nu sunt zgârcit, dar să vadă lumea pentru o altă prismă, nu superficială, pentru că aceste chestii se duc. Noi rămânem cu ceea ce vedem, cu ceea ce studiem, cu ceea ce citim. Rar ceea ce vreau eu, dar sunt sigur că mai găsesc, din când în când mai găsesc. Că e meteoric, asta este. Eu îmi trăiesc viața. Ați dat vreodată curs unei invitații venite din partea unei femei necunoscute? Adică v-ați întâlnit? Faci? Nu, niciodată, pentru că nu pot să dau curs unor, am foarte multe nebune care îmi scriu pe Instagram, pe Facebook, ferească Dumnezeu, nu, bă, uleu, nu, așa, a, multe, nici nu vreau să vă spun ce exemple. Nu, trebuie să cunosc femeia, în primul rând că trebuie să îmi place să-i fac eu curte femei, chiar dacă eu sunt botezatul, îmi place eu să o curtez, îmi place, bă, dacă vine așa servită ca o Quinta Royală, care mai e farmecul?